Descinderi de amploare a ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate și a procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale în sudul și nordul țării pe parcursul săptămânii trecute. Într-un depozit clandestin din raionul Căușeni au fost descoperite 2,5 milioane de țigări fără marcă. Țigările erau împachetate în vrac, în cutii pentru transportarea fructelor, care urmau să ajungă pe piața tenebră a țărilor din Uniunea Europeană prin intermediul grupărilor specializate în contrabandă de țigări. De asemenea, ofițerii s-au depistat timbre de acciză, precum și etichete pentru aplicare pe pachete, cu denumiri comerciale ale unor producători, care la examinarea prealabilă erau falsificate. Tot în raionul Căușeni, ofițerii SIS au descins într-un depozit, activitatea căruia era gestionată de către aceiași membri ai grupării. Acolo au găsit 100 de tone de alcool etilic, pregătit pentru încărcare în 3 camioane, cu numere de înmatriculare ucrainene. Acestea urmau să fie transportate prin contrabandă în Ucraina. O altă operațiune a avut loc în raionul Briceni. Ofițerii SIS și inspectorii vamali au deconspirat activitatea unei grupări implicată în contrabanda mărfurilor de larg consum peste frontiera verde. Potrivit SIS, în cadrul perchezițiilor, la principalul membru al grupării au fost ridicate mărfuri nedeclarate în valoare de circa 1 milion de lei. Pe toate cazurile au fost deschise dosare penale. Cercetările continuă.